industria se îndreaptă cu pași repede spre distribuția digitală, iar developerii și publisherii de jocuri vor să profite de acest lucru din plin. Expansionurile clasice au fost înlocuite astfel cu pachete downloadabile, ce adaugă conținut nou pentru jocurile deja lansate. Astfel, am pornit în căutarea cele mai bogate experiențe adiționale din 2010. Iar nominalizații acestei categorii sunt... Grand Theft Auto 4, Episodes from Liberty City. Deși episoadele downloadabile pentru Grand Theft Auto 4 au fost disponibile pe Xbox 360 încă din 2009, gamerii de pe PC și PlayStation 3 au primit abia în 2010 pachetul Grand Theft Auto, Episodes from Liberty City. Cele două episoade pot oferi ore nelimitate de gameplay free roam în orașul Liberty City, beneficiind de noi vehicule, arme și melodii pe soundtrack. Și asta nu este tot. Partea narrativă a acestui pachet adaugă aproximativ 20 de ore de gameplay, fără a lua în considerare noile moduri de joc multiplayer. Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Red Dead Redemption a fost unul din cele mai aclamate jocuri de anul acesta, iar Rockstar, conștienți de acest fapt, au lansat multe pachete downloadabile pentru doritorii de experiențe noi. Dintre toate însă, Undead Nightmare a ieșit în evidență datorită volumului de conținut și idei complet ieșite din comun. Universul Red Dead Redemption devine victima unei epidemii care transformă populația din joc în zombi mâncători de creiere. John Marston trebuie să se lupte astfel cu fardele de cadavre umblătoare în căutarea unui lec pentru virusul mortal care a infectat familia. Dragon Age Origins – Awakening. BioWare a lansat multe pachete downloadabile pentru Dragon Age, adăugând noi quest-uri, dungeon-uri sau obiecte în lumea jocului. Niciunul nu s-a ridicat însă la nivelul expansionului Awakening. Acesta a fost lansat ca un pachet separat, continuând povestea din jocul inițial. Acțiunea este plasată la 6 ani după evenimentele inițiale, jucătorilor fiindu-le oferită opțiunea de a importa personajul folosit în jocul principal. Mass Effect 2 – Cerberus Network. Mass Effect 2 a avut parte de susținere serioasă din partea BioWare, aceștia lansând atât pachete downloadabile premium, cât și DLC-uri complet gratuite. Nominalizarea de față se datorează celor gratuite de pe Cerberus Network, care adaugă atât arme și misiuni noi, un vehicul, cât și personaje ce pot fi recrutate în echipa lui Shepard. Cei care au trecut prin joc o a doua oară s-au putut bucura de experiențe complet noi și asta fără a plăti nici măcar un leu în plus față de prețul inițial al jocului. Iar câștigătorul este... Grand Theft Auto 4 – Episodes from Liberty City. Pentru al doilea an consecutiv, pachetul Episodes from Liberty City reușește să-și adjudece titlul pentru cel mai bun expansion. Cei de la Rockstar demonstrează că înțeleg cum să realizeze un DLC cu adevărat bun, cele două episoade suplimentare beneficiind de aceeași atenție la detalii ca și jocul inițial. Chiar dacă au trecut mai bine de 2 ani de la lansarea lui Grand Theft Auto 4, acest joc nu și-a pierdut farmecul și, prin intermediul acestor pachete suplimentare, încă reușește să facă față lansărilor din prezent.